Salut, prieten, bun găsit, oameni buni, la o nouă ediție specială a emisiunii Candidații la Raport, emisiune de promovare electorală. Vă spun și în această seară, același Marius Dumitrache alături de colegii mei din Regia Tehnică. Doamnelor și domnilor, noi venim în întâmpinarea dumneavoastră în dorința de a ști cu cine să votați la alegerile parlamentare din 11 decembrie. În această seară a venit rândul Partidului Ecologist Român, în exclusivitate prezentă la noi în studio, doamna Ruxandra Georgeta Lungu, domnia sa este președintele PER Dâmbovița și candidat PER Dâmbovița la Camera Deputaților, PER Protejăm România. Acesta este de altfel și sloganul electoral al Partidului Ecologist Român. Spune și noi bună seara, să rămână, bine ați venit, doamna președinte. Bună seara, bine v-am găsit. Bună seara, dragi dâmbovițeni. Bună seara, dragi români. Cine este doamna președinte Ruxandra Georgeta Lungu, candidatul PER Dâmbovița la Camera Deputaților și care este oferta de candidați pe care o pune la dispoziția electoratului PER Dâmbovița? Personal pot să spun că sunt juristă, am fost și profesoară de limba și literatura română, am absolvit cele două facultăți la Universitatea din București. Acum, de fapt, după Revoluție am considerat că este bine să-mi transform un hobby în meserie, în profesie și atunci mi-am deschis o mică afacere. De atunci ne tot chinuim ca să supraviețuim în acest mediu de afaceri relativ ostil. Și candidații noștri sunt toți oameni, în primul rând, nepătați, oameni inteligenți, oameni care sunt dedicați mesajului nostru și dedicați programului nostru și de guvernare și programului partidului în general. De ce PER și nu altă formație politică și de ce ați decis să intrați în această bătălie electorală? Din foarte multe motive. În primul rând pentru că m-am regăsit absolut în totalitate în programul partidului și în mesajele pe care partidul le transmite și dorește să le transmită românilor și cred că și pe plan mondial protejarea naturii este foarte importantă și este necesar un parteneriat durabil între om și natură dacă vrem să supraviețuim pe această planetă mai mult timp. Dar în opinia noastră, care ar fi prioritățile PER pentru județul Dâmbovița, Partidului Ecologist Român și ce soluții aveți în vedere să le implementați tocmai pentru a rezolva aceste probleme ale comunității dâmbovițene? În primul rând, aș vrea să încep cu un lucru care este foarte grav. Pe mine, efectiv, aproape că m-a apucat plânsul când am văzut. Numai din județul Dâmbovița au dispărut 60.000 de locuri de muncă. Au dispărut întreprinderi precum Textila Bucegi din Pucioasa, precum Trainica, tot din Pucioasa, întreprinderea de materiale construcții Doicești, întreprinderea de prelucrare a lemnului Pucioasa, întreprinderea de aparataj electric și de instalații, Romluxul, Steaua Electrică, combinatul de oțeluri speciale care avea foarte, foarte mulți angajați, 10.000 de angajați și producea 10.000 de strunguri pe an și multe altele. Multe strunguri altele. Erau la Saro. Saro, combinatul, Saro, da, da. Combinatul. Da. Și știu că înainte s-a vehiculat și ideea că Târgoviște ar putea fi și capitala României la un moment dat și atunci, prin anii 70, s-a dorit o industrializare masivă a zonei. Prin plecarea, apropo de soluții, prin distrugerea acestor întreprinderi și vinderea lor la fier vechi, după cum știm că s-a întâmplat în toată țara de altfel, este vorba de aproape 800 și ceva de întreprinderi și de combinate care au fost tocate și efectiv vândute ori pe 2 lei, ori privatizate fraudulos. Din acest motiv au dispărut locurile de muncă. Dispărând locurile de muncă, oamenii în disperarea lor au luat calea exilului, au ales să plece în străinătate să muncească. Chestiune care pe noi ne afectează foarte tare ca țară, în primul și ca țară, ca județ, în fine, ca țară, pentru că reprezint și județul, dar voi reprezenta și România. Și anume, să ne gândim că cei care au plecat sunt contributori la bugetele acelor state,
acolo unde au plecat și nu la bugetul României și sunt 3-4 milioane de români, deci sunt un număr considerabil. Un număr semnificativ. Da, semnificativ. E adevărat, se spune că ei trimit în țară bani pentru familiile lor, dar de fapt le trimit pentru consum și de fapt consumăm tot produse importate, deci banii se reîntorc practic în țările de origine și nu în România. De aceea noi avem un program prin care să încurajăm pe cei plecați să investească în România și să-i scutim de anumite taxe și impozite și să le acordăm anumite facilități ca să-i stimulăm să se întoarcă. Este unul dintre programele noastre. Și ne dorim foarte mult ca tinerii absolvenți să rămână aici, să aibă posibilități să muncească în România. Un altă cauză pentru care românii, să zicem, nu își găsesc, să zicem, locuri de muncă, loc de muncă, este faptul că locul de muncă în România este suprataxat. Adică, să vă dau un exemplu așa, general, nu pot să dau cifre fixe, ca să obțină cineva un salariu, să zicem, net de 1000 de lei, ceea ce este foarte puțin, angajatorul mai plătește încă 40-50% pentru... La stat. Asta la stat. Evident, acest lucru este, mie cel puțin, mi se pare, cum să spun, descurajant pentru orice angajator. Nu mă refer la multinaționale aici, nu am de gând să mă refer la ele absolut deloc. Mă refer la micile afaceri, la PFA-uri, la întreprinderile mici și mijlocii, care sunt descurajate în felul acesta să mai... își deschidă o afacere. Vedem foarte multe magazine cu lacătul pus, vedem foarte multe afaceri care s-au dizolvat. A fost taxa aceea, Pogea, dacă mai rețineți, care a dus la desființarea a 300.000 de firme, înmulțiți cu 2, dacă fiecare avea un angajat și un contabil, au mai dispărut și atunci vreo 600-700.000 de locuri de muncă. Și iarăși unul dintre obiectivele noastre este încurajarea și MMA-urilor, chiar mergând până într-acolo încât pentru afacerile de familie strict, în care mama, tata, copilul și așa mai departe, practic să-i scutim de impozite, să-și plătească, bineînțeles, sănătatea, șomajul, să-i scutim de impozite. De ce? Practic pe noi ca stat ne ușurează, să zicem, bugetul, munca. Nu ne mai preocupăm să le găsim loc de muncă și așa mai departe. Ei, practic, își au luat soarta în propriile mâini și atunci, eu nu spun să le ridicăm o statuie, dar să-i lăsăm în pace, să nu-i mai terorizăm cu tot felul de controle, cu tot felul de legi apărute peste noapte, pe care nu poți să le cuprinzi oricât ai vrea. Înseamnă să stai în loc să-ți vezi de treburile tale, trebuie să citești tot timpul legislație și așa mai departe. Ori într-o firmă mică nu-ți permiți un jurist sau, în fine, un compartiment care să se ocupe numai de asta. Și din acest motiv, micii producători, zic eu, sunt hărțuiți prea mult, iar organele fiscale ar trebui să fie partenerii noștri, să depună în primul rând o muncă de prevenție și după aceea avertisment, amendă și așa mai departe. Nu vin, te-am găsit cu o mică, în fine, neregulă acolo, îți închid firma că trebuie să facem loc altora. Cu alte cuvinte, dumneavoastră, în calitate de reprezentant de marcă al Partidului Ecologist Român, sunteți președintele filialei județene Dâmbovița, PER Dâmbovița, susțineți încurajarea IMM-urilor, IMM-urile reprezentând motorul unei economii sănătoase și care ar dori să se dezvolte. E o variantă foarte bună și în opinia noastră. Iată, PER-ul dorește oameni buni încurajarea IMM-urilor și consideră Partidul Ecologist Român că este suprataxat nivelul de impozitare, impozitul pe salarii la nivelul țării noastre. În domeniul agriculturii, doamna președinte, ce soluție vedeți dumneavoastră pentru dezvoltarea, pentru revigorarea acestui segment foarte important al economiei românești? De asemenea, un alt program de țară al Partidului Ecologist Român este România, grânarul Europei.
Studiile au arătat că țara noastră poate hrăni aproape 80 de milioane de locuitori. Acum că or fi 80, că or fi 60, nu contează. Cert este că prin potențialul pe care îl are, ne poate hrăni pe toți cu produse bio. Dorim să stimulăm micii fermieri, dorim să stimulăm, să-i stimulăm să se asocieze, să le oferim și mijloace, tractoare, combine, ce alte utilaje au nevoie ca să nu trebuiască să se împrumute, să închirieze, să le îngreunăm activitatea, să mărim subvențiile pentru agricultură și să refacem, este absolut obligatoriu pentru că există pericolul deșertificării României, mai ales în sud, să reușim să refacem sistemul de irigații pe care, vă spun sincer, nu știu cum s-a întâmplat și cine a lăsat să se distrugă acest sistem care era cât de cât pus la punct. Deci în alte țări am văzut sisteme, în alte țări foarte, foarte calde, în care seceta este la ea acasă, am văzut sisteme în care erau tubulaturi pe lângă tulpinița de... Pe lângă culturile agricole. Da, pe lângă tulpina, chiar. Tulpina. Așa, și prin care curgea acea apă. Adică nu se făcea nici risipă de apă. Da, dar nu se fură așa. Acolo, probabil, cum se fură la noi. Nu se fură, pentru că dacă se fură, pedeapsa este... La noi orice conduct ar dispărea peste noapte. Așa este. Dar pentru asta noi plătim, stați așa, plătim totuși 7 servicii secrete, plătim și un aparat polițienesc, jandarmerie, plătim o mulțime de instituții organe și organe ale statului care sunt menite să protejeze aceste investiții. De multe ori ni s-a spus, de exemplu, că de ce nu protestăm, nu știu, regat de defrișări, de Roșia Montană, de fracturile, de, în fine, exploatarea pe baza de fracturi. Noi protestăm, am protestat, dar nu avem cum să ne substituim celor care trebuie, de fapt, să protejeze aceste chestiuni. Nu putem să fim pădurari, nu putem să fim... Dacă am fi la guvernare, evident că am ști ce trebuie făcut pentru a proteja aceste resurse naturale pe care trebuie să le exploatăm noi și nu alții. România este grânarul Europei și poate asigura hrana unei populații de 80 de milioane de locuitori, stimați prieteni, consideră liderul Per Dâmbovița, doamna Ruxandra Georgeta Lungu. Domnia sa este candidat Per Dâmbovița la Camera Deputaților la alegerile parlamentare din 11 decembrie. Pentru industrie, ce vreți să faceți și pentru sănătate, industrie și sănătate? Având în vedere că industria a fost, să zicem, jefuită, după cum am spus și la începutul discuției noastre, să spunem că este mai complicat să o luăm de la zero, dar nu este imposibil. În prima fază vom încuraja întreprinderile mici și mijlocii, vom încuraja întreprinderile care au ca profil producția de bunuri materiale și încet, încet le vom încuraja să se extindă și tot prin facilități fiscale. Altfel nu se va putea. De reconstruit țara de la zero, noi am dorit din tot sufletul să facem asta, dar alte studii spun că jaful care s-a produs în România în acești 25 de ani a creat mai multe pagube ca cele două războaie mondiale. Într-adevăr, a fost un jaf incomensurabil în perioada post-decembristă, s-a furat foarte mult în țara asta și e foarte greu să revigorăm industria, să refacem dacă am confisca averile ilicite, probabil că am reușit să mai facem câte ceva. Le-am confiscat, dar nu știu cine, ce politician spunea că tot mai e ceva de furat în țara asta. Nu știu care dintre politicienii spunea acest lucru. Mai dar... e! Bun, pentru sănătate, cum vedeți dumneavoastră rezolvarea sau remedierea sistemului sanitar în România? Pentru că sunt foarte multe probleme în care se confruntă, ați văzut și noastră cazuri absolut unice în lume ce se întâmplă la noi din punct de vedere al asigurării
sănătății populației. Tocmai aș vrea să comentez o știre destul de proaspătă, și anume s-a constatat că la Ministerul Sănătății s-au găsit niște bani necheltuiți. 60 de milioane de euro. Așa, care se vor întoarce acum la Ministerul de Finanțe. Din nefericire pentru mine, să zicem, cunosc persoane bolnave de boli incurabile, bolnave de hepatita C, de SIDA, inclusiv acești bani, unii dintre ei erau alocați pentru copii bolnavi de SIDA și așa mai departe. Sunt boli care sunt incurabile, dar pot prelungi totuși, printr-un tratament adecvat, pot prelungi viața oamenilor, și totuși acești bani nu s-au cheltuit. Sau în trecut s-au cheltuit bani, de exemplu, pentru aparatură pe care nu avea cine să o folosească pentru că nu era pregătit în sensul acesta. Aparatură, evident, achiziționată contra unui comision. În spitale, știți bine, scandalul Hexifarma, ce s-a întâmplat atunci. Deci sănătatea, practic, părerea mea este că este la pământ și ar trebui să existe un management mai bun. Nu sunt neapărat adepta managerilor care sunt în afara sistemului, pentru că totuși cel care este acolo între medici și lucrează exact în spital știe exact ce nevoi sunt. Problema este că am convingerea și numai convingerea, am și dovezi că și din sistemul de sănătate se sifonează foarte mulți bani către firme clientelare, către firme de casă, și aici vorbim de achiziții de tot felul, de la, nu știu, săpun până la bandaje pentru... Se fură foarte mult acolo unde în toate, unde se poate fura, de fapt în toate domeniile unde sunt bani se fură, și acest lucru trebuie stopat cumva. Și vorbim de bani mulți în sistemul de sănătate. De la da, deci lumea, să zicem așa, a fost lăsată să creadă că nu sunt alocați banii destui pentru sănătate. E adevărat, se poate și mai bine, în alte țări se poate și mai bine. Există, de exemplu, niște statistici prin care România nu este chiar printre ultimile locuri ca paturi de spital pe cap de locuitor, sau ca spitale pe cap de locuitor. Deci nu e printre ultimile. Sunt în urma noastră țări mult mai dezvoltate decât noi. Dar problema este că managementul este complet defectuos și se fură foarte mult. Și asistăm tot la un fenomen foarte îngrijorător, unul și periculos pentru sănătatea populației. E vorba de exodul cadrelor de specialitate din sistemul sanitar. Adică ne pleacă medicii, da, o statistică îngrijorătoare. În fiecare zi ne pleacă nu știu câți medici. Așa este. Pe de altă parte, nu mi se pare corect ca un medic care s-a pregătit aici, a absolvit o facultate pe banii statului, după aceea să plece imediat în străinătate. Măcar un stagiu, cât de cât, ar trebui să îl facă și aici în sistemul nostru, pentru că știa de la început la ce s-a înhămat, știa foarte bine ce salarii sunt în domeniu, ca și profesorii, ca și toți ceilalți. Acum, e adevărat că este ofertant și foarte tentant să pleci în străinătate, să câștigi acolo mult mai mult, dar în cazul acesta special în care ești medic și ai făcut o facultate atâția ani de zile și specializări și peste specializări pe banii statului român, ar trebui să existe o reglementare prin care să rămână aici câțiva ani măcar. În educație, doamna președinte Roxandra Georgeta Lungu, ce soluție are Partidul Ecologist Român în acest domeniu? Educația este o problemă majoră, pentru că, în primul rând, noi credem că programele școlare sunt foarte încărcate. Gândiți-vă că un copil, să zicem, un copil, chiar până în clasa 8-a, are 6-7 ore de școală pe zi și se dau teme care iar atrage atenția în încă 2-3 ore. Deci, practic, lucrează ca un adult. Ceea ce mi se pare însă, să zicem, chiar o problemă, este faptul că statul nu asigură cumva
posibilitatea ca acești copii să beneficieze de un after school gratuit. Costă foarte mult, costă în jur de 700-800 de lei și la un salariu de chiar de 1500 de lei este absolut imposibil să-ți ții copilul la after school. Aia a evoluat foarte mult știința, se fac deja integrale din clasa, nu știu, a doua, a treia. Părinții nu-i mai pot ajuta ca pe vremuri, să zicem, să-i ajute la lecții și de aici o întreagă industria meditațiilor și în practic aș descongestiona programa școlară de, să zicem, nu materii, de capitole care nu folosesc neapărat pe mai departe în carieră. E în regulă, trebuie să luăm un scurt moment de publicitate, o să dialogăm și în partea a doua cu doamna Ruxandra Georgeta Lungu, domnia sa este președinte per Dâmbovița și candidat per Dâmbovița la Camera Deputaților la alegerile parlamentare din 11 decembrie. Luăm un scurt moment de publicitate, per Protejăm România este sloganul de campanie al Partidului Ecologist Român și vă mulțumim, oameni buni, că și în această seară ne primiți în casele dumneavoastră. Publicitatea, revenim imediat.